Gabriela. Continuăm așadar seria lansărilor dedicate literaturii române contemporane. Autorii din colecția coordonată de Andreea Răsuceanu sunt aici pentru autografe, cele trei romane, cele trei cărți din colecție tocmai au fost lansate. Noi ne întâlnim cu Ioana Nicolae, alături de ea, invitată Mihaela Miroiu, pentru noul roman al Ioanei, Partea Reginei. Partea Reginei apare la 2 ani după deja excepționalul roman Pălinul Negru și în felul acesta, aș spune eu, se întregește ceva ce se anunță a fi saga Nordului, acest ținut magic din care a venit Ioana Nicolae. Cele două cărți, Pălinul Negru și Partea Reginei, formează un diptic. Ele pot fi citite una după alta ca și cum ar fi de fapt două romane între copertele aceleiași cărți. Pălinul Negru e cartea Agustinei, dacă vă aduceți aminte, e cartea copilăriei, a inocenței copilului. Cartea Reginei e cartea feminității, e cartea altor vârste. Sigur, există mai un șir de legături între cele două cărți. După mine, numitorul comun cel mai important e acela al vocei, al reușitei Ioanei Nicolae ca scriitor, de a da și în acest nou roman o voce cu totul și cu totul memorabilă, vocea reginei, un personaj foarte complex, un personaj foarte greu de construit și din motive subiective pe care poate le veți afla de la Ioana, dacă nu le veți afla citindu-i cartea, și din motive obiective de tehnică romanistă, de tehnică narrativă, pentru că avem o temporalitate care se rotește, se dă peste fapt, trecutul și prezentul nu stau în ordinea cu care suntem învățați. Personajul bea până amintiri, e când într-un azi al bătrâneții, când într-un ieri foarte îndepărtat al ieșirii din copilărie, adolescenței, ori ai anilor tinereții, primei maturități. E un personaj memorabil, complex și de care nu poți să nu te atașezi. E o reușită, țin să subliniez acest lucru, e o reușită a Ioanei Nicolae, că reușește să construiască un personaj care, fiind cât se poate de original, e în același timp emblematic. La fel cum Agustina, fetița din Pălinul Negru, e un copil emblemă, un copil paradigmă pentru mii, zeci de mii de alți copii, la fel e Regina o voce emblematică de un personaj paradigmatic pentru mii, zeci de mii de femei. Un alt lucru care merită spus în deschiderea lansării noastre e acela că avem de-a face, ca și în Pălinul Negru, din nou mă raportez la prima parte a tipticului pe care l-aș numi Cartea Inocentelor, avem de-a face cu o făptură extrem de fragilă, a cărei viață este măcinată între pietrele de moară ale trăitului în România, ale trăitului aici. Aproape că am auzit scrâșnetul pietrelor de moară în timp ce citeam, o piatră de moară fiind pur și simplu prejudecata, tradiția foarte prost înțeleasă și dată mai departe, deci un anumit tip, stereotipul îndocitor. E una din pietrele de moară. A doua piatră de moară e aceea pur și simplu a istoriei recente din România, căci ca și cum n-ar fi de ajuns stereotipul, prejudecata, mai bine și istoria cu tăvălugul unei dictaturi, dictatura comunistă, vine apoi și tranziția și toate aduc din nou sărăcie, nefericire, toate vin și, cum spun, prind în menghină un destin, un destin despre care aș vrea să cred că vor citi elevii de liceu. Poate că a venit momentul ca Agripina și Fetelaga să
meritată odihnă. Personajul Ioanei Nicolae cu siguranță va fi un personaj care să le vorbească celor tineri mai pe înțelesul lor, mai aproape de ei. În plus, nu mai spun ce avantaj enorm că cu o astfel de carte înțelegi mult mai bine țara în care ești, țara în care funcționezi. Sper așadar că între lucrurile bune care îi se vor întâmpla reginei pe care a trimis-o Ioana Nicolae în lume, va fi și acela de a fi lectură complementară în liceu. Poate că mai devreme e prea devreme, dar deja în anii de liceu, întâlnirea cu acest personaj care își începe viața la 16 ani, aruncat într-o căsnicie, pentru că așa spune tradiția, și care trece apoi prin 12 nașteri, 6 băieți, 6 fete, 6 blonzi, 6 brâneți, prin o căsnicie foarte, foarte dură, nu abrutizantă, din potrivă, feminitatea reginei se păstrează întreagă, floarea rămâne proaspătă până la sfârșit, dar sunt acolo atâta întâmplări traumatizante. Altă speranță a mea e legată de forța acestui personaj despre care am spus că e fragilitatea însăși, e feminitatea fragilă însăși. Pe undeva sper că forța personajului Regina va fi îndeajuns de mare încât prin lecturi să reușească cumva, dacă nu să rupă cu totul, e poate utopic din partea mea să cred asta, măcar să slăbească acest lanț blestemat care face ca încă și astăzi fetele să audă așa ceva nu se face, unde ai mai auzit tu nevastă să-și părăsească bărbatul, mamele să-și trimită fetele în viață spunându-le de acum doar Dumnezeu te mai ajută, doar Dumnezeu mai e cu tine, tot mamele să le spună fetelor taci și rabdă, asta e soarta noastră, să se rupă odată și lanțul copiilor care trebuie să strige la tată, dacă o mai atingi vreodată pe mama, nu știu ce-ți fac, să nu te mai apropii de ea, și încă altele. Eu am citat Șchiop și Stângaci, mici fragmente din dialoguri pe care le veți găsi în romanul Ioanei Nicolae. Și ca să nu fur mai mult decât se cuvine din timp, eu am să trec pe Mihaela Mirogu, să o întreb cum a găsit-o ea pe Regina.